Dragi telespectatori, sunt Aura Stoinescu și vă invit astăzi la o nouă ediție a emisiunii Panoramic la ENSA TV Regional. Iar invitatul meu în această ediție este domnul Raul Chiriac, directorul de investiții din cadrul primăriei Târgu Jiu. Bună seara, bine ați revenit pe la noi. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara telespectatorilor. Mă bucur că ați găsit timp să ajungeți din nou la noi, pentru că sunt multe lucrări care așteaptă să fie executate, multe probleme la nivel de municipiu care așteaptă să fie rezolvate, lucrări în execuție, proiecte care urmează să fie depuse. Care mai este stadiul investițiilor în Târgu Jiu? Avem un program de investiții pe care îl urmăm. Sunt, așa cum a spus și dumneavoastră, o serie de obiective. Pe de o parte au fost acele obiective în continuare, obiective începute de anul trecut și care au finalizare în acest an. Sunt o serie de proiecte noi, de obiective noi pe care ni le-am propus pentru acest an. Unele dintre ele sunt în execuție, sunt în diverse stadii de implementare sau de promovare. Bineînțeles că după aprobarea bugetului pentru obiectivele noi au fost elaborate documentațiile tehnico-economice, obținerea vizelor, autorizațiilor și toate procedurile ce trebuie urmate astfel încât lucrările să poată începe. Așa cum a spus, sunt în diferite stadii de execuție sau de promovare a acestor obiective pe toate domeniile, de la infrastructură, modernizare străzi, cultură, învățământ, canalizări și absolut toate domeniile pe care le tratăm din punct de vedere al finanțării investițiilor de la bugetul local sau din alte surse, fiindcă avem o serie de proiecte ce se finanțează prin programe finanțate de la bugetul de stat și în special Programul Național de Dezvoltare Locală, dar și multe obiective finanțate în cadrul programului operațional regional finanțat din fonduri europene. Cam cât la sută din finanțările, din banii care se folosesc la investiții reprezintă finanțării din afara bugetului local, ca să zicem, și cât la sută reprezintă din bugetul local? Aproximativ cam care e ponderea? Normal, un procent, fiindcă aceste investiții se derulează, sunt investiții multianuale, sunt obiective mari, bineînțeles că cea mai mare parte a finanțării pentru proiectele mari vine din surse atrase, așa cum am spus, din fonduri europene sau fonduri de la bugetul de stat. De la bugetul local, în primul rând, prioritatea este de a asigura cofinanțările pentru aceste proiecte și, bineînțeles, și costurile neeligibile. Și costurile neeligibile, bineînțeles, și de a realiza acele proiecte care se pot finanța de la bugetul local, însă, așa cum a spus, marile obiectivele mari, obiectivele primordiale cu complexitate crescută, acelea sunt finanțate de la prin aceste programe. Să recapitulăm, de exemplu, care sunt lucrările în execuție în momentul de față în municipiul Târgu Jiu. Sunt o serie de investiții pe de o parte, fiindcă în această perioadă de vacanțe de vară se execută și o serie de lucrări pentru unitățile de învățământ, la unitățile de învățământ. Sunt o serie de obiective la care se lucrează, finanțate de la bugetul local, așa cum a spus, educația, învățământul este una din priorități la nivelul municipalității, dintre problemele abordate de către municipalitate, alături de celelalte, bineînțeles. Și sunt în execuție o serie de lucrări, pe de o parte programul de reparații care cuprinde majoritatea unităților de învățământ, programul de reparații menit să realizeze acele lucrări necesare pentru ca anul școlar să înceapă în condiții corespunzătoare și, așa cum am spus, la majoritatea unităților se derulează aceste lucrări de reparații, de la igienizări, reparații, acoperișuri, grupuri sanitare, săli de sport, cantine, cămine, toate acele lucrări de reparații necesare, dar și obiective de investiții pe care
pe de o parte cele finanțate de la bugetul local și aici aș enumera câteva dintre ele, reabilitarea liceului de muzică, unde se înlocuiește atât acoperișul, învelitoarea, cât și renovarea fațadelor. De asemenea, sala de sport de la Colegiul Tehnic Ion Mincu, Henri Coandă. De asemenea, sistemul de încălzire, rețelele termice interioare la liceul cu program sportiv. De asemenea, avem în finalizare proiectul, documentația tehnico-economică pentru realizarea unei noi grădinițe și aici este vorba de grădinița numărul 15 de pe strada 11 Iunie, care a funcționat și funcționează în prezent într-o locație care a fost retrocedată către proprietari. S-a găsit o soluție oportună astfel încât locația respectivă, noua locație, se află tot în perimetru, în zona străzii 11 Iunie, chiar în proximitatea grădinței cu program prelungit Constantin Brâncuș. Este vorba de fosta centrală termică de cartier din zona 1 Mai Vest, unde vom derula până la finalul anului lucrările de amenajare. Da, cartierul 1 Mai Vest este în proximitatea grădiniței 15, care se află pe strada 11 Iunie și vom amenaja acel spațiu, se va reabilita și moderniza, astfel încât grădinița numărul 15 de la anul să funcționeze în noua locație. Avem de asemenea un proiect important la unul dintre principalele proiecte în ceea ce privește capitolul învățământ, acela de a realiza baze sportive moderne la mai multe unități din municipiu. De asemenea, până la sfârșitul anului dorim să realizăm toate aceste lucrări. Este vorba de 6 unități cuprinse pe întregul teritoriu al municipiului, în toate zonele. Este vorba de Școala Generală numărul 7, Școala Generală Ecaterina Teodoroiu, Școala Generală Pompiliu Marcea, Liceul de Arte, Liceul Teologic și Liceul Sportiv. La toate aceste unități se vor realiza în total 18 terenuri de sport cu suprafață sintetică, terenuri pentru fotbal, pentru tenis, basket, volei multifuncționale, dotate cu instalațiile necesare, cu împrejmuiri, cu instalație de iluminat pe timp de noapte și cu toate dotările aferente. Iată, se vor crea aceste baze moderne, care scopul este ca, pe lângă faptul că vom asigura condițiile corespunzătoare pentru practicarea orelor de sport pentru copii în municipiu, acestea fiind situate în cartiere cu blocuri de locuințe colective, cartiere cu populație numeroasă, acestea se poate fi pe timpul perioadei de vacanță sau în afara orelor de program, de program al elevilor, să poată fi folosite și de către locuitorii din zonele respective. Bineînțeles, pe baza unui program stabilit împreună cu... Și prin închiriere, bănuiesc. Unitățile de învățământ. Bineînțeles, se va face un regulament și astfel încât acestea să poată funcționa așa cum trebuie. Acele lucrări care se fac în școli pe perioada vacanței și care în momentul în care se execută, scot din funcțiune sălile de clasă, vor fi gata până la începerea anului școlar? Bineînțeles că am luat toate măsurile ca absolut toate aceste lucrări de reparații să fie finalizate până la data de 1 septembrie, astfel încât pe data de 10 septembrie școlile să fie pregătite pentru corespunzător absolut toate școlile de municipiu pentru începerea noului an. Spunea ceva legat de sfârșitul anului, dar cred că era vorba de bazele sportive. Este vorba de acele lucrări de investiții, fiindcă sunt o serie de investiții mari care se realizează. Și acelea nu pot fi gata... Bineînțeles, acelea sunt obiective multianuale și aici o să vă dau exemplu. Avem Programul Național de Dezvoltare Locală, unde deja în cadrul acestui program au început o serie de obiective majore în învățământ. Și o să vă dau exemplu, pe de o parte, la școlii generale. Sunt două școli cuprinse în acest program, Școala Generală Alexandru Ștefulescu și Școala Generală Sfântul Nicolae, la care
din anii anteriori am luat măsurile de elaborare a proiectelor, au fost cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală și în acest moment deja la Școala Generală numărul 6 se execută lucrările, adică de supraetajare a clădirii a corpului P+1, se vor realiza 6 noi săli de clasă și reabilitarea integrală a corpului existent, de asemenea la Școala Generală Alexandru Ștefulescu, numărul 4, extinderea acestei școli cu 5 săli de clasă și sunt școli la care a crescut numărul de solicitări pentru înscrierea elevilor în ultimii ani și se impune mărirea capacității acestora. De asemenea, în ceea ce privește învățământul preșcolar, avem o serie de obiective pe care o să vi le prezint și care vor fi finanțate în cadrul programelor cu finanțare europeană. Care sunt acestea? Este vorba la învățământul preșcolar de grădinițele din zona de sud a municipiului, două grădinițe care corespund din toate punctele de vedere, sunt reabilitate, însă tot așa menționez faptul că au, ținând cont de perspectiva acestora, de perspectiva numărului de copii ce vor... ce vor fi înscriși la aceste unități, se impune mărirea capacității. Este vorba de grădinița 8 de pe strada Olari și grădinița Mihai de pe strada Mioriței și grădinița Mihai Eminescu de pe strada Olari, ce se vor extinde cu câte 4 grupe, practic 8 săli de clasă, fiindcă vor fi săli pentru dormitoare, săli pentru... activitățile zilnice, săli multifuncționale. Ambele se vor, așa cum am spus, am și depus proiectele în cadrul programului operațional regional pe axa 4, dedicat învățământului preșcolar. Sunt deja, se demarează procedurile de evaluare a acestor proiecte. Menționez că finanțarea este asigurată întrucât sumele respective sunt dedicate municipiului Târgu Jiu pe axa de învățământ preșcolar, ca și pe întreaga axă 4 sunt mai multe proiecte pe care o să vi le prezint. De asemenea, un alt obiectiv, o altă grădiniță, fiindcă, așa cum am spus, la învățământul preșcolar este necesară mărirea capacității acestor unități, se va construi în cadrul unui program derulat prin Ministerul Educației o grădiniță nouă în zona de nord a municipiului, unde chiar este nevoie de o nouă locație, o nouă grădiniță, în zona blocurilor construite prin Agenția Națională de Locuințe din strada locutenent Colonel Dumitru Petrescu. Se va construi în cadrul acestui program derulat prin Ministerul Educației o nouă grădiniță cu 3 săli de grupă. Și de asemenea, sunt o serie de alte obiective pe care le vom finanța și de la bugetul local. Construirea unor creșe, avem prevăzut o construire a unei creșe în zona Griviței, în locația fostei centrale termice de cartier Grivița 1. Și de asemenea, o serie de alte proiecte menite să reabiliteze aceste locații sau să extindă capacitatea acestora. Un alt proiect important în zona semicentrală, construirea unei noi grădinițe în locația Liceului Teologic, este vorba de grădinița 10. Construcția, primăria, municipalitatea nu este proprietar pe acea construcție existentă și am demarat proiectul de realizare a unei grădinițe cu 6 săli de grupă, regim de program prelungit, în curtea Liceului Teologic, ținând cont de faptul că grădinița respectivă este arondată acestui liceu. Da, nu va avea nicio legătură cu activitatea liceului, deci vor fi intrări separate. Nu, bineînțeles, intrări separate, circuite separate, sunt spațiul permite de altfel. Da, unde va fi la intrarea în liceu, adică pe lângă bisericuță sau pe partea cealaltă? Da, în zona aceea din spatele bisericuții se mai află căminul liceului în paralel cu clădirea căminului liceului. Așa cum am spus, revin la ceea ce spuneați dumneavoastră vis-a-vis de lucrările care se execută. Vreau să spun că toate aceste lucrări de investiții, unele dintre ele începute, sunt în diverse stadii, nu afectează, proiectele mari de investiții nu afectează desfășurarea normală a orelor în timpul anului școlar și bineînțeles că ele continuă
au termene de finalizare. Iar acolo unde aveți lucrări care afectează clasele, unde deja sunt, vor fi cursuri de la 15 septembrie pe 10 septembrie sau pe când este începe școala? Un așa cum am spus, programul de reparații. Deci toate lucrurile așa necesare pentru începerea anului școlar vor fi efectuate în termenul pe, cât se începe școala, am spus, pe 10 septembrie. Da. Este cazul de la Școala Generală Sfântul Nicolae, unde am menționat anterior că au început numărul lucrările, 6, da? Da, școala numărul 6 de pe strada 11 iunie, care se supraetajează, iar clădirea parter și etaj ce se mansardează și unde funcționau clasele gimnaziale 5-8, am luat măsuri și anul școlar se va desfășura pentru elevii gimnaziului la liceul Ion Mincu, care se află tot în apropiere. S-au și făcut lucrările de reparație a sălilor de clasă de la liceul Ion Mincu, s-au stabilit toate amănuntele cu conducerile unităților, celor două unități de învățământ, pentru asigurarea tuturor condițiilor de desfășurare în condiții normale a orelor de clasă. Și mai mult vreau să spun că au fost alese acele soluții astfel încât orele să se practice într-un singur schimb, doar de dimineață. Și asta datorită faptului că sunt disponibile 16 săli de clasă la liceul Ion Mincu, ce vor fi dedicate școlii generale Sfântul Nicolae pe perioada noului an școlar. Iar clasele primare, clasa 0 și 1-4, vor funcționa tot în incinta școlii generale Sfântul Nicolae, în cel de-al doilea local, care nu este supus intervențiilor respective. Am înțeles că la Magheru se execută niște lucrări, vor fi și acelea gata? Bineînțeles, de la bugetul local se finanțează, sunt o serie de lucrări finanțate pe lângă cele pe care le-am enumerat, finanțate din alte surse, dar sunt o serie de lucrări finanțate de la bugetul local pe învățământ. Tot aici se află în execuție și lucrările pe care le-ați menționat dumneavoastră. Da, amenajarea atelierelor la Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru, s-au analizat și s-a găsit soluția ca acestea să fie amenajate în incinta atelierelor. Sunt multe suprafețe nefolosite, neutilizate în prezent la liceul Ion Mincu, în clădirea atelierelor de la Ion Mincu, sunt două licee învecinate, după cum știți, și o parte, o anumită suprafață a acestora va fi amenajată pentru mutarea atelierelor de la Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru. Mai mult decât atât, Până când vor fi gata lucrările la Magheru? Sigur că sau vor fi mutate definitiv? Nu, definitiv. S-au făcut toate demersurile, da? Sigur că da. Am înțeles. Vreau să spun mai mult decât atât, au fost achiziționate și dotările, nu numai pentru Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru, dar și pentru alte 4 unități de învățământ, în total 5 unități de învățământ, dotări cu echipamente informatice, cu echipamente și utilaje pentru laboratoare, și aici intră și Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru. Au fost achiziționate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, au fost achiziționate de către primărie și urmează ca după definitivarea lucrărilor de amenajare a spațiilor respective, acestea să fie puse pe poziție, practic atelierele beneficiind de tot ceea ce este nevoie, inclusiv de toate dotările, echipamente, utilaje, tot ceea ce este nevoie să funcționeze așa cum este nevoie. Vă mai întrebam la ediția anterioară și întreb din nou dacă situația de la, cred că, liceul 2, la ateliere, parcă acolo apăruse o problemă, știu că erau niște profesori sau maestri care se plângeau că sunt niște ateliere care nu prea pot fi folosite. Nu, chiar zilele trecute am avut discuții cu conducerea liceului, Colegiului Tehnic numărul 2. Noi am inclus, și aici să fac mai multe referințe despre acel program, acele programe de pe axa 4. Avem ca municipiu dedicat pe axa 4 o sumă de aproximativ 500.000 de euro pentru școli profesionale, licee tehnologice, și obiectivul care va fi
realizat în cadrul acestui program este exact Colegiul Tehnic numărul 2 și am cuprins în... Se lucrează la proiect, de la tema de proiectare s-a solicitat, s-a... Tema de proiectare vizează reabilitarea sălii de sport, reabilitarea clădirii atelierelor, construirea unui anfiteatru, unei clădiri parter și etaj cu anfiteatru pentru 200 de persoane și spații conexe și de asemenea reabilitarea căminului. Toate acestea vor fi cuprinse în cadrul acestui proiect ce va fi depus până la finalul anului. Înseamnă așa că cum să mai dureze spus, un pic, dar după ce vor fi gata, vor corespunde. Taxa 4 așteptăm ca până la finalul anului să semnăm contractele de finanțare, astfel încât pe parcursul anului viitor lucrurile să poată fi executate. Și atunci vor avea și ei și ateliere și tot ce trebuie. Da, funcționează și acum clădirea atelierelor, dar în urma discuțiilor cu conducerea liceului ne-am orientat la ceea ce este nevoie pentru a... Vor fi și dotate atelierele pe acest proiect? Inclusiv dotările, da. Și cam ce dotări primesc liceele și școlile de profesionale? Pentru că pe vremea noastră Tudorul, de exemplu, avea strunguri. Da. Cam ce utilaje? În funcție de profilul liceului, așa cum am spus, au fost pe lângă achizițiile făcute de către primărie și sunt atâtea în ceea ce privește mobilier școlar, mobilier pentru clasa 0, pentru cămine, pentru cantine, dotări de asemenea la bugetul local. La ateliere, mă refer. A fost dotată cu toate cele necesare bucătăria cantinei de la Liceul Tudor Vladimirescu, de la Colegiul Tehnic numărul 2, de asemenea la grădința Lumea Copilor. Sunt câteva exemple. De la bugetul local s-au realizat o serie de dotări, dar pe lângă acestea s-au făcut demersuri și, așa cum am spus, cele 5 unități finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, unde dotările au ajuns la o valoare de aproximativ 1 milion de lei. Noi, cele 5 unități, în funcție de profil, pe baza cerințelor acestor unități, au fost achiziționate, pe de-o parte, la Liceul Tudor, ca să dau exemple, mobilier și aparatură informatică, la Colegiul Tehnic Henri Coand, de asemenea, aparatură informatică, la Liceul de la Bârsești, identic, mobilier și aparatură informatică, la Liceul Gheorghe Magheru, dotările pentru laboratoare, dar și mobilier, și la Colegiul Tehnic, Colegiul Național Spiru Hare, de asemenea mobilier pentru informatică. De asemenea, un alt proiect finanțat și la care în prezent se execută lucrările, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, amenajarea atelierelor de la Liceul Auto, obiectiv la care se lucrează și în cadrul proiectului de amenajare și reabilitarea spațiilor existente sunt cuprinse și acele dotări. Aici sunt prevăzute echipamente pe lângă amenajarea întregului spațiu, este o clădire care cuprinde mai multe săli, pe lângă clădirile atelierelor se va realiza și o mini-sală de sport unde se pot face ore de educație fizică. Dar, așa cum am spus, vis-a-vis de dotări, sunt prinse acele dotări necesare pentru atelierile de mecanică auto, electromecanică și celelalte secțiile specifice profilului liceului. Practic, pentru toate liceele tehnologice, școlile profesionale au fost cuprinse în programele primăriei și s-a încercat ca... Pe lângă acele lucrări de reabilitări, extinderi, modernizări, să asigurăm și acele dotări necesare pentru practicarea orelor de specifice fiecărui parte, da. La școli mai avem sau putem trece la un alt domeniu? Mai e ceva important de spus la școli? Sigur, sunt o serie de obiective. Ne putem opri doar la școli, putem, să le explicăm pe toate, pe cele de la școli sau trecem și la alte investiții? Discutăm de avem 48 de minute cu totul. Vreau să spun că mai sunt multe alte obiective și printre cele importante aș vrea să vă spun de cele două, doar să amintesc de cele două investiții la Colegiul Național Tudor Vladimirescu și Colegiul Național Spiru Haret, investiții ce vizează reabilitarea acestor clădiri de patrimoniu. Clădiri de patrimoniu, exact, clădiri reprezentative ale municipiului. Reabilitarea constă în refacerea învelitoriei, fațadele, tâmplăria interioară, exterioară,
pardoselile, instalațiile, practic, sunt construcții reabilitare. Vechi, era necesar. Da, sunt costuri mari, sunt obiective cuprinse de asemenea în Programul Național de Dezvoltare Locală, au fost finalizate proiectele tehnice și urmează procedurile de achiziție pentru începerea lucrărilor. Vreau să spun că toate aceste lucrări, și să termin cu la capitolul învățământ, toate lucrările mari noi le avem prevăzute, chiar dacă în condițiile în care contractele de finanțare cu Ministerul Dezvoltării sunt până în 2020, noi practic la finalul anului viitor, la finalul anului 2019, se vor definitiva toate aceste lucrări. O parte dintre acestea chiar până la finalul anului în curs. Și vor fi plătite ulterior sau le plătiți dumneavoastră din bugetul local și primiți banii ulterior? Nu. Sumele este o procedură de decontare pe baza lucrărilor executate. Se fac deconturile, chiar dacă se decontarea sumelor respective de la Ministerul Dezvoltării. Ați obținut și avizele de la Ministerul Culturii? Bănuiesc că sunt monumente... Da, bineînțeles, atât la Liceul Tudor Vladimirescu, cât și la Colegiul Național Spiru Haret. De altfel, a fost o condiție pentru semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Am înțeles. Întreb pentru că se mai fac greșeli în anumite zone și se fac intervenții la monumente istorice. Nu, au fost obținute toate avizele, acordurile. Da? Sigur, deci da. Nu mai sunt opreliști. Se poate lucra în continuare. Alt capitol de investiții important în care se fac lucrări în perioada asta? Sunt partea de canalizări și aici aș face mențiunea că acest program de reabilitare a sistemelor de canalizare, sistemelor de apă, are mai multe componente. Ne-am purtat discuții de la creionarea bugetului la începutul anului, împreună domnul primar, împreună cu reprezentanții APAREGIO, cu reprezentanții cetățenilor din municipiu, fiindcă s-au organizat o serie de întâlniri cu reprezentanții din toate cartierele municipiului, pentru a constata problemele stringente și a întocmi acest program finanțat la bugetul local, prioritizând toate aceste aspecte. Și asta datorită faptului că, pe de o parte, operatorul APAREGIO va derula în anii următori un program, este vorba de Programul Operațional de Infrastructură Mare, finanțat din fonduri europene. Operatorul va avea gestiona acest contract al execuției lucrărilor și bineînțeles că au fost incluse în acest program în urma analizei făcută cu reprezentanții primăriei toate acele probleme ce trebuie realizate, de la colectoarele principale de canalizare, de alimentare cu apă, la conductele de transport, reabilitarea rețelelor existente, de practic toate lucrările, capacitățile mari. De asemenea, ținând cont de cerințele constatate și faptul că acest program se va derula pe o perioadă întinsă de timp, pe câțiva ani, până 2022, lucrările se vor face eșalonat. Și atunci, acolo unde au fost constatate în urma discuțiilor cu proprietarii din zonele respective, unde s-au constatat disfuncționalitatea acestor sisteme de canalizare, am luat măsuri ca acestea să fie preluate și finanțate de la bugetul local și este vorba de mai multe cartiere din municipiu, la unele dintre acestea se realizează lucrările, altele sunt în diverse stadii, multe se vor definitiva până la finalul anului, avem eșalonate și pentru anul viitor o serie de obiective. Și aici fac referire la canalizarea din zona Griviței, care se finalizează în această perioadă, în zona străzii Ioan Cuza, de asemenea lucrare finalizată, sunt în stadiu de refacere a carosabilului și a zonelor afectate de lucrări. Trei alte obiective, canalizare în cartierul Teilor, reabilitarea canalizării menajere și a colectoarelor până la căminele de racord la fiecare scară de bloc în cartierul Teilor, în cartierul Olari, toate zonele arondate acestor străzi, o extindere de canalizare menajeră în zona de vest pe strada Microcolonia
De asemenea, în zona de vest fac mențiunea că toate străzile, practic cartierul Pandurist, cartierul Tismana și toate străzile din zona de vest au fost cuprinse în programul operatorului. Și acolo vorbim Aparegio. De extindere, pentru că nu exista. Bineînțeles, după cum știm, în zona de vest nu exista canalizare până anii trecuți. Și în zona de vest, la fel. A fost realizată, sigur că da, a fost realizată canalizarea în zona de vest pe străzile principale. De asemenea, în cadrul primei etape a acestui program realizată tot de către prin operatorul Aparegio și au fost realizate colectoarele pe străzile principale, pe Calea Severinului, pe Luncilor, Tismana și Panduri. Urmează ca în această etapă a programului, ce se va derula anii următori, să fie realizate toate, extinderea pe toate străzile secundare, toate străzile, cartierul Panduri este, așa cum am spus, Tismana și celelalte străzi, Bucegi, Alea Panduri 1, Alea Panduri 2, prelungire Pandurii, practic toate străzile din zona de vest, inclusiv localitățile componente, Slobozia, Bârsești, Ursați, Polata. Și revenind, în zona de est? În zona de est, după cum știți, se lucrează la canalizarea din zona de din localitatea Drăgoieni. Tot extindere avem și aici. Extindere, bineînțeles, este realizată în mare parte a lucrării. Noi avem contractul și sperăm, am convocat constructorul la mai multe ședințe de progres pentru a vedea stadiul lucrărilor, astfel încât acestea să se finalizeze până la finalul anului. În cadrul acestui obiectiv au fost realizate deja rețelele, însă nu sunt puse în funcțiune, fiindcă acestea vor fi puse în funcțiune la finalizarea întregului obiectiv, dar au fost realizate rețelele pe străzile din zona de est, pe Sfântul Dumitru, Petrești, Alea Sfântul Dumitru, Alea Primăverii. Se lucrează, pe un tronson deja în cartierul Drăgoieni a fost executată. Mai sunt lucrări de executate pentru a finaliza cartierul de Drăgoieni. De asemenea, sunt prevăzute stații de pompare, de echipare acestora, astfel încât întregul obiectiv, întreaga rețea de canalizare din zona de est, să poată fi pusă în funcțiune. Spuneți. Va urma după finalizarea acestui obiectiv și canalizarea în cartierul Preajma. Spuneați că pe calea București spre Drăgoieni se va face canalizare pe ambele părți ale drumului? Sigur că da, se lucrează, de altfel, pe ambele părți ale drumului. Și cartierul de strămutați din zona Calea București va fi legat la această canalizare? Au fost discuții, chiar domnul primar știu că a purtat discuții vis-a-vis. Sunt, într-adevăr, solicitări ale cetățenilor din zona respectivă, însă acele străzi și acele obiective nu au fiind făcute de către complexul energetic, după cum știți, nici până acum nu au fost predate către municipalitate, astfel încât să putem face toate demersurile și acestea să poată intra în sistemul municipal de... Și credeți că sunt șanse anul ăsta, la anul, să se rezolve? Știu că s-au făcut demersuri, problema este nu la primărie, ci este problema investitorilor, celor ce au făcut aceste investiții și să predea către primărie toate aceste obiective. Astfel încât să le... Este vorba nu numai de utilități, dar și de străzile respective și de întreaga infrastructură a zonelor respective. Bineînțeles că primăria asigură curățenia zonele, până la urmă sunt străzi din municipiu, însă nu avem date, nu avem pârghile necesare pentru a efectua investiții pe aceste zone, nu putem obține autorizații de construire nefiind predate către municipalitate. Vor fi predate în regim gratuit aceste străzi? Aceste... Categoric că atunci când se va pune în problema... domeniul public trebuie cumpărate cumva, nu? Nu este de către primărie. Nu, trebuie efectiv, pur și simplu făcute toate formele de predare acestora către municipalitate. Și ce spun cei de la CEU? I-ați întrebat? I-a întrebat domnul primar? Care sunt răspunsurile? Au fost discuții, nu pot spune acum stadiul discuțiilor, dar știu că se poartă discuții pentru rezolvarea acestui aspect. Da. Da. Alte domenii de investiții? Pe lângă lucrările de canalizare, în ceea ce privește infrastructura, modernizarea drumului, avem prevăzut o serie de obiective în ceea ce privește reabilitarea și modernizarea străzilor. Au fost cuprinse în programul de modernizare a străzilor acele străzi
pe care nu vor mai fi necesare lucrări de intervenție asupra utilităților tehnico-edilitare, astfel încât după realizarea lucrărilor acestea să nu mai poată fi degradate în urma lucrărilor. Și sunt o serie de străzi din zona de nord, străzi afectate de lucrări, este vorba de strada Dubrava, strada Șișești, care sunt cuprinse în program, modernizarea sistemului rutier, trotoare, borduri, mobilier urban și inclusiv canalizări pluviale. Aș vrea să spun că noi am elaborat o serie de proiecte la majoritatea străzilor din municipiu, sunt aproape 50 de străzi pentru care s-au făcut expertize tehnice privind starea acestora și în funcție de gradul de uzură al acestora, dar ținând cont și de faptul că acolo sunt prioritare acele străzi care bineînțeles prezintă un grad mai ridicat de uzură, dar și unde au fost executate rețelele tehnico-edilitare și bineînțeles că ele practic sunt, cele două aspecte sunt legate între ele, fiindcă normal prezintă grad de uzură cele la care au fost intervenții și acele au fost cuprinse în program. Pe de o parte sunt cartiere noi din municipiu, cum ar fi străzile din zona Narciselor, la acele loturi de locuințe repartizate de către municipalitate către cei îndreptățiți. Este vorba de 7 străzi din zona respectivă. Tot primăria executa lucrările de realizare a tuturor rețelelor tehnico-edilitare, apă, canalizare, electricitate și rețea de distribuție gaze naturale, astfel încât în acest an avem prevăzută modernizarea acestor străzi, trotuare, canalizare pluvială, întregul sistem rutier. Străzile din cartierul Iezuren, de asemenea, este vorba de străzile secundare și aici este vorba de strada Stejarului, Alea Stejarului, strada Arinului, Paltinului și Alea Paltinului. Toate aceste străzi unde, de asemenea, a fost introdusă ultima dată canalizarea menajeră și prin realizarea acestei investiții sunt asigurate toate utilitățile tehnico-edilitare, astfel încât în acest an ne-am propus modernizarea acestor străzi. Funcționează deja canalizarea în Iezureni? Da, este, da? A fost realizată. A fost o lucrare de extindere, că după cât știu, nu era întregul cartier. În prima fază s-a realizat extinderea rețelei în întreg cartierul Iezureni, atât de-a lungul drumului național, dar și pe străzile secundare și ulterior s-au realizat racordurile către căminele de racord pentru consumatori. Și astfel încât sunt toate condițiile de străzile. Atât în cartierul Iezureni, cât și în cartierul Romanești. Să spun că vis-a-vis de localitățile componente, practic au fost asigurate în cele două cartiere, în cartierul Drăguin se finalizează în acest an și așa cum a spus, în programul derulat prin operatorul Aparegio sunt cuprinse Slobozia, Bârsești, Ursa Spolata și Preajba, astfel încât în urma încheierii acestui program toate localitățile componente vor beneficia de rețea de canalizare menajeră. Când e preconizată încheierea lucrărilor de canalizare pe total oraș? Ele sunt în diverse stadii. După cum am spus, noi ne-am propus pentru acest an și anul viitor acele cartiere care prezintă disfuncționalități în ceea ce privește funcționarea sistemului de se face și reabilitarea menajeră. Bineînțeles. Pe centru și extinderea da, pe cartiere. Tocmai din acest motiv am menționat faptul că întreaga abordare a probleme în ceea ce privește canalizarea menajeră la nivelul municipiului este pe mai multe domenii. Pe de o parte, acele lucrări majore pe care le execută Aparegio, pe de altă parte, municipalitatea a preluat acele lucrări în special în interiorul cartierelor, acolo în zona de sud și acolo unde s-au constatat deficiențe în ceea ce privește sistemul de canalizare, de funcționarea canalizării. Pe lângă cartierele. De canalizarea menajeră și canalizarea pluvială, adică apa de la provenită din ploi, mai sunt și acum, cu toate că nu atât de dese, situațiile în care ploile cu un debit foarte mare mai pun probleme în anumite zone ale orașului. Da, noi am la fiecare, într-adevăr, au fost acele perioade cu ploi abundente în care știm zonele în care se produc
mă rog, cu anumite disfuncționalități. Tocmai de aceea, principala lucrare și pe care dorim să o finalizăm cel puțin parțial în acest an, întrucât proiectul este elaborat și pe perioada de toamnă ne-am propus executarea acelor lucrări strict necesare pentru rezolvarea problemei punctuale din zona de Barcader. Și aici este vorba de un colector de canalizare menajeră de diametru de 1200 pe strada Hidrocentralei. Cu deversare, s-a găsit soluția tehnică cu deversarea acesteia către un cămin existent în zona hidroelectrică care va... Canalizarea menajeră sau pluvială? Nu, canalizarea pluvială. Canalizarea pluvială, pluvială. Zis menajeră. Da, deci de pluvială e vorba. De canalizarea pluvială, da. Care va rezolva problemele din zona respectivă, întrucât în zona de Barcader, acolo unde străzile beneficia, au prevăzută canalizare pluvială și dimensionată pentru a prelua apele aferente zonei respective. Însă, din perioada ploilor abundente, sunt platurile acelea din zona comercială, toate apele provenite din zona lotului și totul se... Se colectează în această zonă și, bineînțeles, acolo apar acele probleme. Și din acest motiv vom realiza acest colector cu un diametru de 1200 de milimetri, ce va prelua întreaga zonă și astfel încât și zona, practic, va fi o îmbunătățire a sistemului de canalizare pluvială și pentru zona centrală, fiindcă nu va mai fi acel excedent de ape provenite din zona de nord. În legătură cu stația de epurare, aș vrea să vorbim, pentru că nu am discutat de mult legat de asta. Mult timp Târgu Jiul nu a deversat toate apele în Jiu. Care e situația acum? Stația de epurare, pe câte știm, este un obiectiv realizat de către APA Rege în cadrul programului operațional sectorial de mediu, finanțat din fonduri europene. A fost realizat, după câte știu, nu sunt finalizate 100%, mai sunt acele mici lucrări pentru a putea fi făcută recepția. Situația este la APA Regio, știu că s-au făcut demersuri pentru finalizarea, s-au și obținut sumele respective, pentru că APA Regio se poate termina prin constructorii pe care îi vor contracta să termine toate lucrările. Stația este capacitată pentru a prelua, ținând cont nu numai de situația actuală, dar și a fost calculat și în funcție de perspectivă de dezvoltare a orașului pentru a putea face față la întregul sistem de canalizare menajeră pe termen mediu. Și aș vrea să mai întreb, dacă tot vorbim de epurarea apei, să vorbim și de captare, pentru că cu toate că există apă în tot orașul față de anterior, când în anii, să zic, în urmă cu 10-20 de ani erau blocuri sau, mai ales în zona de nord, blocuri la care la etajele superioare și chiar și în zona de sud la etajele 3-4 scădea presiunea. Știu că acum există apă în Târgu Jiu la toate etajele, dar aș vrea să vă întreb legat de sursele de alimentare ale Târgu Jiului, să vorbim despre ele, care sunt în momentul de față, dacă știu eu seceta, când este secetă, de unde se dă drumul la apă, care e ponderea, de unde vine cea mai multă apă, de unde bem noi apă târgujenii. În primul rând sunt sursele de suprafață care le are APA Regio, atât de la Șoșița Verde, cât și de la Vâja, de la Bistrița. Pe Sohodol? Da. Și Sohodolul și Sohodolul, și Vâja. Da. Sursele de suprafață, dar sunt și acele puțuri de la Iezureni, care, mă rog, pot aduce o contribuție special în perioada de secetă, atunci când puțurile au un debit constant și pot asigura în cazuri în care debitul nu ar fi suficient asigurat de către sursele de suprafață. Însă nu au fost probleme, cel puțin nu au fost semnalate legate de alimentarea cu apă. Probabil că s-au făcut îmbunătățiri, bineînțeles, prin programele derulate anterior, fiindcă au fost introduse atât echipamentele de la stația de tratare a apei, dar, după cum știm, și conductele de transport de la
stațiile de captare până la stația de tratare din dealul Târgului au fost înlocuite, parte dintre acestea în cadrul programelor derulate în anii anteriori. Acest program va continua, așa cum am spus, cu alte investiții de tot așa de capacități mari și îmbunătățirile acestea făcute au rezolvat problemele care existau la vremea respectivă. Am înțeles. Alte investiții, alte categorii de investiții la care se lucrează în prezent? Sunt pe lângă străzi, pe lângă lucrările de infrastructură, sunt în construcție, spre exemplu, în ceea ce privește construcția de locuințe, cele două blocuri prin Agenția Națională de Locuințe, blocuri pentru tineri, care sunt în curs de finalizare, vor fi finalizate în zona Narciselor. Câte unități locative? Sunt 40 de unități locative. Garsoniere, apartamente? Atât garsoniere cât și apartamente cu două camere. Da, ele se vor finaliza în perioada următoare și vor fi repartizate în acest an către cei... Sunt locuințe pentru tineri? Da, da, sunt realizate prin Agenția Națională de Locuințe. De locuințe. Bineînțeles că solicitările nu vor fi toate onorate. Câte solicitări aveți în momentul sunt, de față? Bineînțeles că sunt multe solicitări. În principiu, oricine are dreptul când la împlinirea vârstei de 18 ani să-și depună un dosar pentru și repartizarea unei... Până la ce vârstă poți să ceară? Până la 35 de ani. Știu că era... Acum, pe de altă parte, ținând cont de aceste solicitări, pe lângă aceste blocuri, bineînțeles, rezolvă întrucâtva problema solicitărilor, dar sunt multe proiecte pe care avem o perspectivă în ceea ce privește construirea acestor locuințe și oportunitatea vine din faptul că municipalitatea a preluat de la unitatea militară o suprafață de la Ministerul Apărării Naționale o suprafață de 40 de hectare pe care a fost elaborat un plan urbanistic zonal, zonă care prevede construirea unui număr de peste 1000 de unități locative în următorii ani. Deci, ideea importantă este că avem acea suprafață, este elaborat plan urbanistic zonal, bineînțeles, zona va fi agrementată și cu alte funcțiuni, cu zone de agrement, edificii social-culturale, astfel încât să fie armonizat din punct de vedere funcțional. Deci, practic, aceste investiții vor continua. Noi deja suntem în faza elaborării proiectelor pentru aceste noi zone, astfel încât în următorii ani să creăm o nouă zonă rezidențială la nivelul municipiului în acea zonă din Narciselor, unde până acum au fost construite acele blocuri. Sunt în total deja 10 blocuri de locuințe prin ANL. Sunt de asemenea blocuri de locuințe sociale construite tot în acea zonă, astfel încât zona se va dezvolta. Aceste construcții ale ANL sunt în proprietatea ANL, rămân în proprietatea ANL, terenul este în proprietatea primăriei și primăria are obligația să asigure utilitățile și, mă rog, alte... Da, la realizarea investițiilor e obligația municipalității, a unităților administrativ-teritoriale și să aibă terenul. Asigura, bineînțeles, altfel nu este promovată investiția. Am înțeles. Este unul din primele demersuri care se fac... Și rămâne în proprietatea ANL-ului? Investiția? Ele se predau către municipalitate. Se predau? Da, sigur că da. Contribuie municipalitatea cu finanțare pentru aceste construcții? Nu. Obligația municipalității la realizarea investițiilor este aceea de a asigura utilitățile tehnico-edilitare și terenul, bineînțeles. Am înțeles. Cu siguranță ar mai fi multe de spus, dar trebuie să încheiem emisiunea din această seară, însă o să vă mai invităm pe viitor să continuăm discuțiile, să vedem ce lucrări, iată că nici nu am discutat decât foarte puțin despre proiectele care ați început. Sigur că sunt foarte multe domenii pe corect, unde corect. Avem nu avem timp de în 48 de minute să discutăm chiar de tot, dar cu siguranță veți reveni într-o emisiune și continuăm discuția. Mulțumesc pentru prezență. Domnul Raul Chiriac, directorul de investiții din cadrul primăriei Târgu Jiu, a fost astăzi alături de noi, dragi telespectatori. Eu sunt Aura Stoienescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!